Salut tuturor, aici este Bow Spider și bine ați venit la o nouă miniserie, miniserie așa care voi face din când în când, la fel ca, cum se cheamă, Happy Wheels, da, Happy Wheels, n-am uitat de Happy Wheels, nu prea am avut timp să mai mă opresc pe ele, dar sper să am timp zilele astea, adică săptămâna asta, sper să am timp să fac niște Happy Wheels, da, am jocul de Binding of Isaac pe Steam, poate cei care mă aveți adăugat pe Steam știți deja că am joc cumpărat, pentru că apare mereu acolo când mă joc. Și v-am arătat și în info video că am jocul cumpărat, deci hai să începem. Am și DLC-ul, voi juca cu Isaac, așa e frumos să începem cu Isaac. Dacă e ceva lag, îmi cer mii de scuze din cauza bandicam-ului. Așa s-ar putea să fie și nu, momentan încă e bine. Jocul e dat pe low, adică să meargă bine, să nu avem probleme de rahat. Oh, deja primul item, un ochi. Opa, am luat The Peeper. Holy shit. The fuck. Wow. Mă faci să trag și cu sânge. Interesant. Wow. Și ce vrea să fac acel ochi? Eu nu înțeleg. Sper să vă placă muzica. E muzica destul de interesantă, mai ales că e updatată. E făcută mai interesantă pentru... pentru DLC-ul ăsta. Oh! Ha, deci asta face ochiul! Bravo, ochi! Du-te după ceva pe engine! The fuck you pe engine! Ok, s-a deschis ușa, dar se pare... Ah, stai! Fuck you! Hey, ochiul aproape mi-a tras bomba. Ok, ce-am primit? O căpușă? Și acum ce se întâmplă? Ah, fac am o căpușă pe cap. Holy shit. Chiar ce înseamnă dacă ai item în dreapta? Asta cum ce acum nu prea mi-am dat seama. Hai ochiul, folosește TNT-ul. Așa. Deci chiar îmi pare rău de lag, altă idee n-am avut cum să-l fac decât ori să încerc să înregistrez cu frapsut ecranul. Dar indiferent, mi-a tot jocul avea puțin lag, indiferent de cum se cheamă, indiferent de programul care folosesc la înregistrat. Ok, de se pare... Ah, credeam că ăștia proștia și sunt prinși acolo. Mă zic acum, dar cum pot să trec de aici? Fuck you. Știu că trebuie să te mai uiți așa prin camere, pentru că nu te duci direct la boss ca prostul. Deci da, cred că ăsta căpușa e un item nou. Pot spune că un item nou, deși nu prea am jucat de Binding of Isaac. Ah, sus e doar magazinul, deci nu-mi pasă de magazin. Pentru un motiv, pentru că nu am bani, al doilea motiv, pentru că de obicei nu prea cumpăr la magazin. The Duke of Flies, îl urăsc pe tipul ăsta. Tipul ăsta scuipă, fuck, scuipă muște. Deja ochiul meu i-a dat destul de mult damage la început, deci ce e foarte bine. Haide! Faceți să-ți acum zici că, da, Bobo, nu prea avem la ce să-ți dăm tips, se pare că te pricep deja altul. Da, cât de cât nu prea le-am cu... să mă feresc puțin de grahaturile care vin. Haide, mori în pana mea. Jocul poate îl veți găsi pe Filelist, nu garantez nimic, nu știu, nu l-am luat pe Filelist. L-am luat cu banii de la YouTube, deci vă mulțumesc că am reușit să-mi cumpăr un joc din banii de YouTube. De fapt am și Amnesia, cumpărat Humble Bundle-ul de... am luat și eu 2 euro. Dacă mă v-ați ajuta și în continuare, poate voi face din nou mai multe. Poate voi face și eu giveaway-uri cu jocuri de-astea așa mai întregi. Lapte. Breakfast. Oh, mi s-a mărit HP-ul. Genial. Me gusta. The Basement 2. Oh, ce-i acolo? Oh, lol. Fuck, Isaac, ce-ai pățit? Ce-mi plac astea mini-cinematicurile. Pentru cei care nu știu povestea, cred că voi face un video separat. Deci un video separat... înregistrat povestea și acolo vă voi prezenta întreaga chestie, adică în ce constă acest Binding of Isaac. Știți că dacă povestesc eu totuși nu e așa coerent și e mai mișto povestit de jocul în sine. De-aia o să înregistrez povestea care de la început, să fiu sigur. Pentru că acum n-am putut să o dau de la început pentru că sunetul care a fost foarte tare. Oricum voi sigur o să-mi spuneți că sunetul va trebui ridicat, o să încerc să-l mai ridic data viitoare. Acum e așa doar provizoriu, ca de prima parte, la fel ca la Dead Space. Ok, what the fuck.
Holy shit, ce bășina asta umblătoare să moară. E o bășină umblătoare. Chiar dacă concursul de arcuri s-a terminat, puteți să mai trimiteți arcuri. Dar altfel vor fi postate drept featured arcuri la fiecare început de video. Haide. Haide. Așa. Chest. Give me that goodies. Bani. Am avut o baftă de am găsit o grămadă de bani odată de mult. Odată de mult, de când eram eu tânăr fecior și speream maimuțele. Holy shit. Me not like you. Pleacă de lângă mine. Căpușa asta ce face în afară să mă sugă de viață? Uite, și fericiți și nefericiți, ce sunteți, frate, voi? Necromorfii din Dead Space? Da. De-abia îmi revin după o tură de Dead Space. A fost, cum zic eu, foarte tare. Sper să nu văd cum fie, să fie un disconfort foarte mare acest mini-lag, pot spune. Că nu e chiar un lag exagerat. Nu prea știu cărțile la ce folosesc. Ar fi bun dacă ne-ar da o descriere la fiecare item să înțeleg și la ce să folosesc chestia asta. Deci da, video-ul cu The Binding of Isaac normal că vor fi mai lungi, adică pot ajunge până la o oră, chiar două, dacă mă duce testosteronul, adică să ajung să bat pe Mike sau Isaac. Pentru că acest joc n-are saving point, ai murit, asta e un gen de Minecraft pe hardcore mod. Nu am bombă. Cut. Hai să vizităm toate camerele, știți? Poate găsim ceva bun. Ceva. Da, dacă știți cumva alt program care aș putea folosi să rezistez The Binding of Isaac, care știe să-mi ia o anumită regiune din ecran, ar fi bun, dar na. Știți, mie îmi face așa Binding of Isaac. Banica mă usine. Știu că ultima versiune de Banica mi-era mai bună, dar încă nu a apărut, se crecuită pe The Pirate Bay. Ok. Una bucată cheie aici de față. Mai iau camera. Hermit. Dacă muște. Fac eu muște. Vreau să ajung acolo pentru că acolo e cum se zice. Da. Oh, fuck, really. Mi-a cumpărat o cheie. Știu că puteam lua o bombă și luam cheia aia, dar sincer să fiu, nu găsesc rostul. Auzi, sunt și mai multe camere. Am două chei, super. Dă-mi. Uite, am făcut rost de altă cheie și de bombă. Double win. Și jocul ăsta e spontan, deci n-ai cum să fii foarte precis la ce se va întâmpla. Iar ochiul ăla chiar mă sperie. Die, motherfuckers. Bă, ce muscă împuțită. E fain că cu cât parcurgi mai adânc în levele, cu atât devine mai scârbos jocul. TNT. Kamikaze, da. Dar cumva mă omoară, nu? Dau damage doar în jur, presupun. Ar fi foarte tare, deci chiar mă ajude. Isaac vs. Rass. Cine e Rass ăsta? Oh, fuck you. Bombarman, tu ești? Nu mai bubuiesc chiar hatul ăla. Fuck you, Bombarman. Hai, bă. Nu știu. Cred că Larry Jr. mi se pare unul dintre cei mai retarzi boși. Pentru ce, ca nu știți, poate îl veți vedea în... Cine știe, poate următor boss și noi nu știm. Cineva joacă Dead Island. Bravo. Îmi pare ok dacă n-am mai continuat seria aia. Am de gând să repac vreo niște salvări și... sau să reîncep iar cu Robert de acolo, exact unde a rămas. Hai, ochiule, omoară-l! Ochiule, ajută-mă! Da. Da. Astea sunt cumva fel de mini-boss. Și da, deci vă rog din nou, poate știți ce e cu itemul din stânga. Ok. Oh, dat foc. Aia e emblema de la DLC. Mamă, ce lag dă. Da, dă bani. Bitch, minis bani. Da, dă bani. Deci cum am spus povestea, voi i-au uploadat separat. Sper să... Așa, am vrut să iau bănuțul și... făcut prostie de mă băga prea tare. Dacă mă gândesc acum, poate
Dar nu cred că o să se întâmple să primesc comentarii de genul de ce îl copii pe Pink, să zicem, că am văzut că și el a făcut. Pur și simplu, nu copii, jocul eu l-am cumpărat, deci n-aveți ce să vă mie. Oricum, puteți să vă uitați și cum joacă Pink jocul ăsta. Link-ul pe canalul lui va fi în descriere. Nu puteți rata, e mare, e un link, e clickable. Da, deci puteți intrați pe canalul lui, face Minecraft, da, pe scurt face Minecraft. A ajuns la, nu știu cât, sezonul 2 de 56 de episoade, 57 de episoade, deci o puteți uita. Mai ales atunci când eu, să zicem că fac Mass Effect, că știu că nu prea vă place Mass Effect, deși am văzut acum mai nou, vă uitați la Mass Effect. Ceea ce îmi place, numai că dacă ați spune mai multe comentarii la Mass Effect, ar merge. Ok, am cheia, hai să folosim bomba, luăm și cheia asta. Fuck this shit. That troll. Nu te duc. Așa, dă-mi cheia. Ați văzut ce troll a fost? Trollule! Nu, pleacă ochiile. Dă-mi. Oh, worth it. Da, worth it. Total 15 bănuți, ca un boss. Bossul. A, monstru, fuck. Și ăsta e unul dintre monștrii mai vechi. Deci ăsta e dintre monștrii de la original Binding of Isaac. E tipul care strănută fără nas. A, deci asta face. Aha, nu strănuta pe mine. Mă cam eu și-o damage, deci nu mai voi folosi kamikaze ăla. Doar atunci când voi fi full HP. Pleacă. Da, mă, că dau și cu pile roșii în tine. Ai, nu mai strănuta. Bă, ce urât e. Seamnă cu Alex că nu se spală pe dinți. Alex, nu te spăra. Seamnă cu bunica bolnavă ai cuiva. Oh, fuck. Fuck you, monstru. And you're dead. Oh, carne. HP. Oh, wow. Se pare că nu filmez, fac chestii șmechere. Ok. Isaac, K1. Ah. Isaac are un penis mic. Isaac are un penis mic. Isaac are un little penis. Oh, doamne, ce urât sunt. Știi ce are odată mai vena pe față? Până acum parcă nu avea. Oh, ce-s cu ăștia? Dacă ăștia sunt din nou DLC. Au zis că au băgat monștri, oricum am bătut deja doi monștri noi. O tipă pe Angel, nu mai știu de care, și un tip foarte handicapat care mă sperie. Adică pe mine, de fapt, toate creaturile din Binding of Isaac mi se par foarte retarde. Dar e prima dată că fac atâta viață. Oh my god. Me hates you. Ce fac eu? Fuck you. A, și n-am scara, deci pe să ajungem, să ajungeți acolo, cumva să ajungi la un shop. Și shop-urile au, nu știu ce, scări de tarde. Fuck you. M-a avut odată un, o cutie de suc care îmi dădea nu știu ce putere jegoasă, că scuipam ceva verde și pur și simplu eram Batman. Ah. La ochiul ăla, ochiul ăla face totul, cred că oricum e un nou item pentru mine. Oh, pills. Nu știu ce facem. Îmi place jocul ăsta, deci mi se pare foarte tare. Mai ales felul cât se customizează caracterul. Nu mereu arată la fel. Fuck you, Leroy Jenkins, fi muște! Sacrifica și pe el. Pretty fly. O muscă. Ok. 5% reducere. Steam sale. Oh, da. Cred că își merită banii. Dar eu am nevoie de viață. Ok. Nu iau pastele, pentru că pastelele sunt imprevizibile, deci... Duh. Leroy, următoarea cameră. Să ajung la camera unde îmi dă item. Ah, da. Fuck. Uimitorii monștri. Oi. He doesn't like you. Oh, da, am crăpat chestia. Hai, monstruțe de muscă. Fuck you. Hai, mă. Nu vreau să mor acum.
Nu vreau să mă fac de cacao. Vreau să ajung la mai mult. Mai mult. Hai mă. Pările. Oh god. Deci da, vreau să vă aduc și ca la... O să fiu ca un fel de mini-info video acum ce vă spun eu. E că... Momentan prioritatea au walkthrough-uri, deci da. De-aia nu prea am făcut și cu The Gang chestia cu WoW sau cu DC. Am făcut o mică pauză, mai ales că am mai lipsit unii dintre ei, au nevoie. Nu! I'm so sorry. Oh, aleu. Mai nimic. Mai încercăm o dată, îi mai dăm o mică șansă. Deci îmi pare foarte rău, n-am vrut. Mai am deblocat atât pe Eve. Ceea ce nu e... Cred că ar fi fost mai bună decât ăsta. Oh god. Deci atât de mult joc eu de Binding of Isaac. Deci chiar mi-e ciudă că am pierdut. Bă, de ce nu faci rage? De ce nu țin? Nu știu ce. Ah, troll! E bomba, troll! Nu, nu fac rage pentru că pur și simplu nu prea se merită să fac rage acum, mai ales la ora asta că e târziu și... Mica, dacă fac rage acum, s-ar putea să fac rage și pentru ultima dată. Măcar bucurați de muzică, deci îmi place muzica asta. Oh. Troll face, bombă. Și unde fac eu rost de ok? Alea fac eu. La creaturile că sunt foarte, foarte diferite. De ori sunt verzi, nu știu ce se întâmplă dacă sunt verzi sau roz bombon sau căcăriu în dungi. Haide! Haide, puii mei! Mori, mă! Dar de ce nu vrei să mori? Boss level. Fuck you. Ok. Mergem la următoarea chestie. Dacă mă credeți, de când joc eu am aproape 4 ore în jocul ăsta. Nici acum n-am reușit să trec de prima cavernă ce-o fi. Hello flies. Ha, what the fuck. Am musculițe. Mi-mi place. La mine place. Oh, acolo este o cameră unde găsiște iteme, deci unde vedeți acolo sus. E nouă din DLC. Și voi puțin din viață și găsiți de obicei iteme, dar puteți fi și trollați. Uite. Ziceți voi dacă nu e worth it. Ok. Cred că și-a meritat să pierd acolo un pic de viață. N-aș mă că va trebui ea să trec două ori, deci... Fac. Las una de aia. Ce poate vă întrebați ce rol au inimele? Inimele sunt de... Alea albastre, mă refer. Sunt mai rezistente. Deci iau jumătate de damage. Ok, hai să terminăm. This shit. Ce bine că am făcut deja rost de 9 bănuți. Oare pot să spar chest-ul? No. Hai să dăm primul boss. Uite, asta e boss din... asta din DLC. Presupun, nu știu dacă cumva este vechi. Îmi pare rău, nu prea am jucat de Binding of Isaac așa de mult. S-am ajuns atât de departe că să fi avut... Cei mai... Deși sunt ăștia... Monstro, Gemini, Larry Jr. și alții. Și muștele alea ce s-a presupune să facă? Dacă văd că așa nu vor să mă ajute. Fac eu ăsta, știu că scot pe angel în ele. Hai! Ste chiși în freză! Așa. Nu! Fuck you! Uite, vezi? Ăla se umple și ies un pe angel. Mori, mă, odată! Te urăsc! O, Doamne! Mie nu-mi place Widow asta, e, cum zic, e foarte împuțită. Oricum, nu știu alți boi, știu că mai sunt alții, e tipul care e rupt în două și îți jnește ceva din el. Nu mai scuipa pe Angel. Nu mai lăsa pânză pe jos. Fie ecologist în pana mea, lasă-mă pe Angel în pace. Hai că o batem. Hai de lume că o batem. E doar Widow. Ce pana mea. Ah, nu. Fuck my life. Da.
Ce-s drăguț aici. Back to my menu. Deci da, cam asta a fost pentru prima parte din The Binding of Isaac, adică prima și a doua încercare. Sper că v-a plăcut, nu uitați să-ți like, dacă vreți să fac mai mult The Binding of Isaac, scrie în comentarii. Bobo, vreau tu să faci The Binding of Isaac, vreau să mai faci mai mult. Hai că știu că poți. Hai, te rog, fă măcar să treci de primul boss. Da, o să încerc. Chiar îmi pare că acum momentan sunt foarte bun și poate mâine voi încerca iar, adică mâine. Da, vă înțelegeți voi la ce mă refer prin mâine, chestia asta. Voi încerca iar din nou Binding of Isaac. Poate voi face mai mult, poate voi ajunge la performanță de oră, poate voi învăța să joc eu mai bine, știi, chestia genul ăsta. Și nu uitați să dați subscribe dacă n-ați dat, să comentați și să share-uiți acest video pe Facebook. Aici a fost WoW Sider și v-am salutat. Pa, pa!